Eugen Teodorovici pregătește o revoluție pentru DNA, lovituri grea pentru clienții procurorilor. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Suceava, ce până în luna iulie se vor face modificări la legislația privind prevenirea sublinierei combaterea evaziunii fiscale, având ca model practica europeană, astfel încât să primeze recuperarea prejudiciilor, nu trimiterea oamenilor la pus subliniere cerie. Teodorovici a precizat ce, pentru efectuarea acestor modificări, la Ministerul de Finance va fi constituit un grup de lucru care va include sublinierei reprezentanții ai altor instituții care au atribuții în acest domeniu. O modificare esențială este în zona de prevenire sublinierei combaterea evaziunii fiscale. Acea lege, 241, plus modificări, din codul penal, pentru ce sublinierei acolo sunt trimiteri. Vom avea foarte multe exemple din practica europeană, din statele care au foarte mult experiență pe această zonă, efectiv vom lua sublinierei, vom aplica la nivelul nostru acele practici. Se teme să inventeze altceva, tocmai pentru a evita eventualele comentarii care sunt convins că o să fie din toate zonele sublinierei, în special pe zone care nu reprezint scopul nostru de schimbare a acestei legislații. Cu alte cuvinte, nu e scopul nostru ca în cazul în care se constată o abatere de la lege să trimitem în pus subliniere cerie acei oameni de afaceri. Eu, ca stat, trebuie să recuperez acel prejudiciu, a spus Teodorovici. Ministrul a precizat ce până în prezent s-au adunat 700 de dosare cu sesizări trimise la parchete sublinierei care au rămas nesoluționate, ceea ce îngreunează recuperarea prejudiciilor. Zac de ani de zile fără o soluție, timp în care eu nu pot recupera absolut nimic, se degradează eventualele bunuri, dispar firmele în diferite moduri, economia are de suferit. Locuri de muncă pierdute, nici banii recuperați, nu ai efecte negative, pentru ce cineva dore subliniere pe tipurile fapta penal. Ce treabă are una cu alta? Deci trebuie schimbarea legislației cu această abordare coerent sublinierei european. Ce este petrecut se transubliniere într-un fel sau altul se pot recupera ca stat, se pot emite decizii de impunere sublinierei să recupereze acele sume dacă omul mai este, a mai spus ministrul Finanțelor, informează Ager Press. Acesta a dat ca exemplu de soluție pentru rezolvarea acestui tip de situații crearea unui consiliu de mediere, care se decid pe fiecare caz în parte ce decizie trebuie aplicat. Tici ce în lege spune poate să. În România este periculos acest poate să. Sau dacă îi poate să, atunci să nu mai lăsăm la dispoziția unei persoane deta sublinierea te dintr-o altă structură să facă acest lucru sublinierei se fac structura care, conform legii, are această obligație, adică ANAF-ul sau antifrauda, sau putem crea un consiliu de mediere între oameni din finance sublinierei ANAF, care se stabilească de la caz la caz dacă rămâne, nefiind o fapt penal sau pleacă ca sesizare, a arătat Teodorovici.
În opinia ministrului de Finance, transmiterea de către procurorii de PA sublinierea CI la fisca sesizărilor penale către parchete este ilegal. În momentul în care un procuror decide transmiterea unui dosar la parchete, este în afara legii. Este un conflict de interese. Eu nu pot să trimit ca lucrător al parchetului, de ta sublinierea într-o structură a fiscului, dosarele de sesizare la parchet. Asta o face fiscul, în baza legii, o interpretează sublinierea unde consider ce este o astfel de spec face acea sesizare, a explicat Teodorovici.